Bună seara, distinși oaspeți și dragi prieteni! Suntem bucuroși să vă întâmpinăm la această petrecere captivantă de anul nou. Această seară va fi plină de distracție, momente uimitoare și, desigur, magie de Crăciun. Înainte de vacanța de iarnă, în instituția Liceul Teoretic Matei Basarab a fost forfătă mare. Elevii claselor a 9-a a 12-a împreună cu diriginții au organizat un program festiv dedicat sărbătorilor de iarnă, pregătind diverse mijloace artistice. Astăzi am pregătit o urătură. Am ales una dintre cele mai vechi urături tradiționale, obiceiuri din strămoși, care se spuneau la Crăciun, în ajunul seara lui Sfântul Vasile. Urătura a reprezentat creșterea culturilor agricole, anume a grâului, de la semănat până la recoltat. Clasa mea, băieții au prezentat urătură, dar eu cu alți colegi am interpretat o seară de anul nou într-o familie. Am pregătit un dans, un cântic. Ziua toată a lucrat, brațe neagă răbunat, prin brațe asemănat, grâu mărunt și grâu de vară. Ia ca eu am un spus interesant, doar mama și faci, trebuie să o sun să văd pe unde. Auzi? Dar și-o chemăm numai cu mama ta? Dă-ți o chemăm și pe ei. Știi ce, mam? Mama ta când vine spune acolo în cot și-a lașă și-i pe-am gărtit, parcă e celălalt vechi pe ochi, nu-i soară. Da, mama ta nu știe, parcă-i Batman. Bă, nu, mama ochi. Last Christmas, I gave you my heart. Cireașa de pe torta evenimentului a fost dansul Lesginca, pregătit de elevul clasei a 12-a Cornel Plop și eleva clasei a 10-a Hanin Janzuri. Am repetat aici cu Cornel, dar pentru dânsul a fost greu. Pentru mine a fost ușor, pentru fața a fi mișcarii ușor, dar pentru băieți a fi o lacă greu, dar am dansat și tot foarte frumos. E foarte complicat. Trebuie să te antrenezi mai mult. Asta și-am dansat eu, a fost încă ceva ușor, pot spun, dar sunt și mișcări încă mai grele. Potrivit elevilor, fiecare număr artistic a fost bine pregătit și special. Cel mai interesant număr mi s-a părut dansul Lesginca. A fost ceva neobișnuit pentru țara noastră, că nu dansează așa dansuri. Mi-a plăcut băieții, cum au cântat clasa 11-a, clasa 12-a și sigur că elevii la mine din clasă, colegii. Cel mai mult mi-a plăcut colindul Florile de Albie, fiindcă, oricum, încă se păstrează tradiția. Atmosfera creată de elevi a adus lumină, căldură și magia sărbătorilor de iarnă. Acest eveniment mi-a trezit niște sentimente că a venit în sărbătorile de iarnă, atmosfera de iarnă. Sentimente de bucurie. Am avut nostalgie, de la început a fost cam, am retrăit puțin, dar s-a petrecut totul cu bine și mă bucur de asta. Emoții de fericire, mă distrez cu prietenii în școală, cu colegii. Sărbătoarea de Revelion s-a încheiat cu o serată de dans.